Consiliul Județean Buzău va dota prin intermediul Programului Național de Redresare și Reziliență un total de 29 de biblioteci din județul Buzău, valoarea proiectului ridicându-se la suma de 5 milioane de lei. Una dintre primăriile care s-a aflat la un pas de a nu putea să beneficieze de investiție este Comuna Lopătari, totul din pricina unor restanțe la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. A trebuit să facem un studiu DALI, o expertiză tehnică pe nivelul de seism și un raport de audit energetic. Am reușit să facem toate lucrurile astea în timp record. Între timp ne-am lovit și de problema noastră pe care o avem aici cu datoria la FIR. Avem o sumă de 1,4 milioane de lei penalități pe care noi le datorăm la FIR dintr-un proiect mai vechi eșuat aici la Lopătari. Și am avut mici probleme vis-a-vis de datoria asta. Între timp s-a dat o ordonanță de guvern care ne permite nouă să eșalonăm datoria asta la ANAF și suntem în procedura asta de a eșalona datoria, astfel încât să nu avem probleme în depunerea și implementarea ulterioară a proiectului. Consiliul Județean Buzău a votat proiectul și speră ca în curând fondurile necesare modernizării celor 26 de biblioteci locale, alături de alte 3 care vor deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale, să fie repartizate județului, astfel încât investițiile să poată fi implementate. Și vedem acum ce se va întâmpla din cauza problemelor care, zic eu, sunt din punct de vedere financiar, ca să nu le spun așa, la comunitatea din Lopătari. Dar, așa cum probabil lumea credea că am abandonat acest proiect din această cauză, nu mergem mai departe și sper eu că lucrurile se vor rezolva. Deci, încă o dată mă repet, din punctul de vedere al Consiliului Județean, noi ne-am asumat și am tot ce înseamnă acest proiect și prin această hotărâre noi mergem mai departe. Printre comunele care se vor bucura de reabilitarea bibliotecilor se numără Lopătari, Scorțoasa, Vernești, Bozioru, Buda, Luciu, Padina, Topliceni, Vintilă Vodă și Zărnești.